Un entuziasm fără margini și o sală neîncăpătoare în care zeci de oameni au stat în picioare pentru a-l asculta și a-l aplauda. Așa a fost primit la Severin Rareș Bogdan, numărul 1 pe lista de candidați PNL pentru alegerile europarlamentare. Rareș Bogdan a fost însoțit de președintele PNL Ludovic Orban și deputatul PNL Gigel Știrbu, cărora li s-a alăturat europarlamentarul Marian Jean Marinescu. Liberalii au făcut o adevărată baie de mulțime, parcurgând pe jos drumul de la Casa Tineretului până la Palatul Culturii Teodor Costescu. În tot acest timp, zeci de severineni au fost bucuroși să dea mâna, să discute sau să se fotografieze cu Rareș Bogdan. Ce faci? Ești foarte frumos. La Daște s-a mântuit. Iunie s-a mântuit. Maria. Eva. Iunie o să am o vedită Maria, în iunie. Ca un băiețel un pic mai mare să-l cunoști. Microfon. Da, da, e clar. Bravo, bine te-ai orientat, da. Foarte bine. Și care e problema? Dacă sunteți văzută, vă dau și numărul. Dar ce v-au făcut? E mult de spus. Deci, dar oricum vreau să vă... Aveți număr de telefon aici? Da, îl dau. Dați-i. De ascultat, am ascultat, dar nu m-am așteptat. Păi mai trebuie să mă ascultați atunci. Eu zic că facem un lucru bun acum, chiar dacă am plecat. Doamne ajută. În sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu, Ludovic Orban și Rareș Bogdan au vorbit sutelor de simpatizanți veniți la întâlnire. Sala era atât de plină încât se stătea și în picioare. Mesajele au fost unele clare și bine țintite. PNL trebuie să câștige alegerile, să trimită cât mai mulți deputați europeni la Bruxelles. E un mare patriot. E cei care se bat cu cărămida în piept că numai ei reprezintă România. Sunt niște oameni care acționează împotriva intereselor românești. Iar cine este împotriva intereselor românilor și interesul României? După părerea mea, poate numele de trădători de țară. Pentru că asta sunt ei, de fapt. Prin tot ceea ce fac. Pentru că aproape tot ceea ce fac este împotriva interesului României și afectează negativ interesele fiecare dintre cetățenii români. Există un potențial uriaș ca Partidul Național Liberal să scoate cel mai mare scor din istoria sa post-decembristă. Dumneavoastră aveți șansa să fiți într-o familie care va conduce România, care va da președintele României, care va câștiga alegerile locale. Abia aștept să vin aici, la Severin, la alegeri locale pentru a susține candidații noștri, pentru a avea noi 50 de primari și nu ei 50 de primari. Se va da o luptă pentru salvarea ceea ce înseamnă viitorul acestei țări. Și nu sunt cuvinte mari. Imaginați-vă cum va arăta România în situația în care PSD-ul și acoliții săi vor avea un scor care le va permite să schimbe tot în această țară și să exporte ceea ce fac în România la Bruxelles. Atmosfera entuziastă de la întâlnirea cu liberalii mehedințeni a însemnat foarte mult pentru cei veniți de la centru, mai ales pentru Rareș Bogdan, care a promis că va reveni pe aceste meleaguri despre care a zis că sunt binecuvântate.